Bine v-am găsit tuturor, eu mă numesc Grătărită și eu o să vă prezint top 10 rase de câini care vă recomand. Dacă sunteți un copil sau dacă vreți să vă cumpărați și voi un cățel care să nu vă muște sau să nu fie foarte rău cu alți oameni random de pe stradă, atunci eu vă recomand aceste 10 tipuri de căței. Tackle-ul. Ei bine, și eu am 3 tackle acasă, sunt foarte jucăuși și trăiesc ca într-o familie normală de oameni. Sunt foarte amuzanți, mereu când intră în casă sau dacă stați în bloc, mereu se cere să stea înăuntru. Dacă vreți să-l duceți afară, doar vă spun că o să stea acolo și nu o să vrea niciodată să intre în bloc sau unde sunteți voi în curte, pentru că îi place foarte mult să stea undeva unde n-a fost să exploreze. Acești câini sunt foarte hiperactivi și trăiesc și foarte mult cu oamenii, pe undeva pe la 10-12 ani, dacă țin eu minte. Însă trăiește foarte mult, cum am zis, 10-12 ani și omoară foarte mulți șoareci, deci dacă aveți probleme cu șobolani care sunt în grădină, cred că dacă achiziționați un cățel din ăsta, cred că în 2-3 zile s-au cam dus toți șobolanii ăștia. Deci vă recomand foarte mult această rasă de câine. Dacă nu-ți place tackle-ul, atunci am altă recomandare pentru tine. Pomeranianul. Păi pomeranianul este un fel de tackle, doar că este mai stufos și mai la târât, cam la fel ca un tackle, dar foarte pițigăiat. Păi, no, nu este chiar așa de scump, doar că am văzut foarte mult că bătrânele au acești căței, cred că pentru că nu prea au mulți prieteni și trăiește și foarte mult, 12-16 ani, deci poate să fie prietenul tău de viață. Dacă tot n-ai găsit o rasă care îți place, îți recomand un pechinez. Ei bine, pechinezul este un fel de pomeranian, doar că are originea din China, nu știu dacă și pomeranianul este, doar că este de peste 4.000 de ani și acum citesc că pictorii și sculptorii l-au reprezentat în opere lor. Deci, dacă chiar ai nevoie de un pechinez, cred că lumea o să spună că ai vreo 50-60 de ani, încă nu prea am văzut oameni care au pechinez. Știu că și când sunt bătrâni arată de zici că sunt foarte tineri, habar n-am, sunt destul de fițoși și atacă destul de mulți oameni. Se crede de zici că sunt niște pitbulli. No, acum trecem la bișon. Păi bișonul este un cățel destul de loial care stă în apartament, cel puțin așa am văzut oamenii îl țin în apartamente. Bine, nu cred că cineva ia un bișon când are dieta mai curtă, dar dacă ai un apartament, îți recomand acest câine, deoarece n-are nevoie de așa de multe lucruri. Dacă îi dai mâncare, apă și îl mai scoți uneori la plimbare, este tot ce trebuie, este prietenul tot cel mai bun. Și trăiește destul de mult, din câte am înțeles, deci recomand dacă iubești câinii pufoși, ca Perna. Acum trecem la bulldog-ul englez. Bulldog-ul englez este foarte perfect pentru copii și dacă vrei să ieși afară cu el, mereu o să-ți răspundă da! Ei bine, câinii ăștia nu trăiesc foarte mult, 8-10 ani, au o dietă foarte bună, sunt omnivori de fapt, nu prea știu mult de dieta lor, dar dacă vrei să cumperi un câine care este foarte loial, îți recomand un bulldog. Nu, acum trecem la una dintre rasele mele preferate, asta nu pentru că este la fel de ca un tackle, dar nu putem le asemenea pe amândoi. De fapt, Vislau este ca un fel de tackle, dar gigantic și dacă vrei să ții un Visla, este potrivit pentru vânătoare și trăiesc foarte mult, 12-14 ani, doar că dacă vrei ca să fie un prieten mult mai bun cu cineva, să zicem dacă este singur, îți recomand să ții și un tackle pentru că ăsta e cel mai bun duo, e duo perfect, un Visla și un tackle, ăștia doi rup orice, pentru că tackle-ul, dacă ești, să zicem, un om de vânătoare, tackle-ul te apără de la, nu știu, de la orice lucru minor, de exemplu, șobolani și Vislau este un câine de vânătoare, cum am zis, și vânează orice animal de stare așa ca el și că acești câini sunt foarte ușor
de controlat, sunt foarte drăguți și când sunt mari și când sunt mici. Deci, ce mai aștepți? Ia-ți un Visla, n-o să regreți niciodată. No, acum vorbim despre Rottweiler. Păi, Rottweiler sunt destul de înțelepți, își iubesc foarte mult stăpânii, doar că trebuie să înveți foarte mult cum să-l controlezi. De ce? Pentru că Rottweiler poate să omoară oameni, poate să omoară copii și poate să omoară orice vede și ce mișcă. De asta, dacă ești, zicem, un adolescent care vrea să fie protejat, bine, nu știu cine ar vrea să fie protejat, la, de un câine foarte mare, care, gen, poți să ții și tu să înveți cu banii aia, mai bine înveți să te bați decât să ții un Rottweiler care chiar poate să te omoare și pe tine. În fine, dar dacă vrei să ții un Rottweiler care să nu-l antrenezi deloc și doar să fie așa ca un tackle sau ca un pichinez sau ca orice câine, no, păi atunci doar îți recomand să-l faci foarte leneș. Adică du-l la plimbare, să nu-l înveți cum să fure sau cum să fure mingea, de exemplu. Nu-l învăța chestia asta, deoarece atunci o să fie super ușor. Și poate vine un unchi de al tău sau oricine și zice: păi ia, hai, mușcă, mușcă. Și după aia poate o să învațe să muște și după aia o să fie foarte rău. Dar poți să-l înveți și chestia asta, doar că trebuie să ai foarte multă grijă de el. Bine, eu nu sunt un expert de Rottweiler, nu mă judecați oamenii cu Rottweiler, doar că nu-i consider cel mai bun câini. Dar i-am pus în top 10 pentru că sunt foarte loiali și iubesc Rottweilerii. Adică sunt foarte buni la poliție, la cam orice post de apărare. Deci ia-ți un Rottweiler dacă te crezi un mare șoncol! Acum vorbim despre cea mai iubită rasă din lume, cred că așa, un labrador. Păi, labradorii, dacă sunt negri sau albi, nu contează, ei provin din Canada și trăiesc pe la 10-12 ani. Și acum am citit pe internet că în 2010 un labrador care îl chema Tubi a ajutat să recicleze 26.000 de plastic. Deci, sticle de plastic, îmi pare rău. Cineva mi-a scris un mesaj, în fine. No, și chiar dacă sunt medium, ei sunt super energici. Pot să fiu de uneori destul de nervoși dacă... Ce vorbesc eu, frate? Sunt cei mai buni câini. Ia-ți un labrador, frate. N-am de ce să le zic hate-uri. Doar ia-ți un labrador, ok? Deci, dacă ai o curte... Acum doar să zic. Dacă ai o curte mare, ai un copil, nu contează. El tot o să se obișnuiască, e foarte ușor să se obișnuiască cu oamenii. Este un câine de nota 10. Se obișnuiește cu orice, este foarte loial. Bă, ia-ți un labrador. Cred că am mai menționat în acest videoclip acest tip de câine, Chihuahua. Și vă știți că Chihuahua provine din Mexic? No, în fine, el trăiește pe la 12-20 de ani. Este carnivor, dar este și cel mai mic cățel din lume. Bine, cred că sunt și mai mici, dar habar n-am. Cred că am văzut doar fete din astea Karen care au acest Chihuahua. Sunt super mici, ca o fel de pisicuță așa, dar sunt super interesanti, sunt super... Orice, frate, poți să vezi nervoși, buni, amuzanți. Dacă se obișnuiesc rapid de orice și, cum am zis, dacă ai un apartament, nu contează. Ei oricum trăiesc în apartament, să nu ai fițoși așa, dar fițoase, bine să nu zic așa. Deci cred că dacă ești o fată, cred că o să ții un chihuahua, sunt sigur. Iar ultimul cățel din acest videoclip, husky siberian. Ei bine, originalul este din Rusia, v-ați prins Siberia, Rusia, Siberia din Rusia. În fine, trăiește la din 12-14 ani, că asta atâta trăiește el și este omnivor, este destul de măricel și este foarte bun cu copiii, așa știu eu, că când eram copil știu că avea o vecină care avea un husky și este obișnuit cu rece, gen dacă e decembrie sau e ianuarie sau dacă ninge și este imediat munghestul acolo, poate vezi tu că el lui este foarte cald. Bă, nici nu știu cum trăiesc acești câini vara.
Iar acum mențiuni onorabile. Golden Retriever-ul, Doberman-ul, Pudel-ul și Ciobănescu German. De ce i-am pus la mențiuni onorabile? E bine, pentru că acești câini merită mai mult de un top 10. Acești câini sunt minunați. Bine, nu prea știu mai mult despre ei, că de asta i-am pus la mențiuni onorabile. Știu de mai mult de Golden Retriever și de Ciobănescu German. Cred că și voi știți. De Poodle știu că este foarte, are foarte mult păr pe el, are așa un păr curly. Și Dobermanul este ca un fel de Vizsla și un Tackle, doar că este bun de vânătoare. Și cam atât a fost pentru ziua de azi. Poate o să fac și un top 10 pisici sau un top 10 hamster sau un top 10... nu abar n-am, top 10 animale de companie poate. Dar m-am gândit să zic despre căței pentru că știu mai mult despre câteva rase de căței și am vrut să vă spun și vouă care îmi plac mie și care vă recomand dacă sunteți pasionați de căței și vă plac foarte mult să știți mai multe despre ei. E bine, eu am fost Grătărită și ne vedem la un alt videoclip. Pa, pa!